Grupul de muzică folk Valisterian din Râmnicu Sărat se află în fața unor noi provocări artistice. Micii chitariști urmând a evolua atât pe scene din Buzău, cât și pe altele din țară. Deja elevii coordonați de profesorul Cornel Tudose au reușit să facă dovada talentului lor și să promoveze muzica folk la toate concursurile la care au participat. Festivalul Elevilor Buzoieni și Festivalul Folk Sărat sunt doar câteva dintre evenimentele la care micii și chitariști sunt așteptați în perioada următoare. Pentru 2019 avem foarte multe evenimente, avem chiar în această săptămână un concert în București, suntem invitați la un club renumit. Apoi pe 24 martie avem Festivalul Elevilor Buzoieni, organizat de Centrul de Creație Buzău. După care în luna mai avem Festivalul Folk Sărat, ediția a 15-a. Apoi avem festivaluri naționale la Bicaz, la Botoșani, la Târgoviște, Târgu Jiu, București. Iar în vară avem renumita tabără de muzică folk organizată de Centrul Cultural Florica Cristoforeanu și ajungi la ediția a 10-a. Din toamnă, grupul micilor chitariști din Râmnicu Sărat se vor pregăti pentru a le oferi iubitorilor de muzică folk un inedit festival de colinde.